Dacian Cioloș declară că nu vrea să candideze pentru poziția de premier și că din ceea ce a spus președintele Klaus Iohannis în urmă cu o zi, el nu a înțeles că șeful statului i-ar fi cerut să candideze. După ce președintele Iohannis a declarat că Dacian Cioloș ar trebui să se apropie de un partid politic dacă vrea să candideze pentru poziția de premier al României, Cioloș a declarat că nu o să candideze. Mulți își pun întrebarea dacă Dacian Cioloș rămâne un premier independent și după aceea se retrage, sau dacă dorește să-și continue anumite proiecte și recunosc că personal cred că ar face bine să continue proiecte, are proiecte bune începute, dar atunci să își declare măcar simpatia sau adeziunea sau preferința pentru partidul cu care ar putea să colaboreze în viitor, sigur, după alegerile parlamentare. Dacian Cioloș declară în replică că nu dorește să candideze. El a precizat că din ceea ce a spus președintele Klaus Iohannis în urmă cu o zi, el nu a înțeles că șeful statului i-ar fi cerut să candideze. Am spus că nu o să candidez și eu n-am înțeles din ce a spus domnul președinte Iohannis că mi-a cerut să candidez.